Happy birthday, Noci. Ha. Mă întreb dacă chestia asta e pe bune sau e pus așa la caterincă. Dacă e pe bune, atunci la mulți ani și îmi pare că nu pun asta pe 1 iunie când filmez, dar asta e. Totuși ar fi chiar interesant să fie într-adevăr ziua lui Doamne și nu mai știu că a dat timp. Mă rog, probabil că dacă spuneți pauză, ați vedea de cât timp n-am mai intrat eu pe asta, pe hartă și de m-am uitat ce făceam. Uf, ok. Îmi cer scuze că n-am mai postat, de fapt nu că n-am mai postat, că n-am mai filmat de ceva timp, dar filmez și eu când pot. Și what the fuck, mate? Ok, mi s-a părut că se aude cam tare, dar apare nu. Sunt curios cam câte resurse am, nu prea am lemne și chestii de-astea. Ok, am un stack de lemne. Sunt curios dacă... am două stack-uri de lemne, ok, deci... întâi de toate stați să mă uit o leacă pe aici. Și mă gândesc. Aici cred că am fost. Da, am fost. Că se pare că sunt astea culturile făcute praf. Și ce e aici? E o insulă? Frate, dacă e o insulă, de-aia plutitoare, o insulă gigantică plutitoare. Sincer, m-aș duce aici că pare un biom ciudat. Întâi de toate să văd, pentru că vreau să găsesc una care să fac asta. Deci mă duc acolo. Ah, cam departe. Aici cred că am fost ultima dată. Da, aici am fost ultima dată. Văd un village aici în care nu am fost. Pentru că nu mi-am amintit să fi fost în locuri cu zăpadă. Da, cred că mă duc aici. Mă duc în partea asta, oricum am de văzut 3 dungeon-uri, mă rog, de fapt un dungeon, mă rog, 2 corăbii și un dungeon, cum ar veni. Deci am ce face. Și dacă nu, probabil că o să-mi fac casă în zona asta. Sau sincer, nu știu, mă gândesc. Oricum, vreau până în episodul 10 să termin cu... Ups, vreau să termin cu casa. Ok, hai că merg bine, fix în partea aia. Poate că ar trebui totuși să ies și eu pun ieșire, să-mi văd o treabă. Doamne! Uf! Băi, și-am terminat și eu liceu. Mă rog, teoretică, practic încă nu. Astăzi, când vedeți voi clipul, este marți. Și eu sunt la pregătire. De fapt, nu cred că sunt. Stați așa. Hai să o luăm în felul ăsta. O să vorbesc ca și cum azi ar fi marți. Azi este marți. Și tu, ca un om oarecare, zici să intri. Hai să intru pe canalul lui Snake. Și intri tu frumos pe canalul lui eu, Lumine. Și vezi, bă, stai, două clipuri azi? Parcă punea unul sau niciunul. Și demn, am lag pentru că se generează harta, că de. Bun, și te întrebi de ce două clipuri. Și acum vin eu și zic, băi, știți, dacă am terminat liceul, teoretic, dar ajungem și la asta imediat, și acum am timp liber și pot să-mi văd liniștit, să-mi văd de meditații, efectiv nu mai sunt ocupate 6 ore din zi și după aia meditații, efectiv mă duc de la meditații și stau acasă și lucrez și învăț. Asta e tot ce fac eu în ultima lună dinainte de bac. N-am nevoie de o medie foarte mare în bac, așa că am lăsat-o mai ușor. Am nevoie în jur de 8-7, cam așa, și tot e bine. Dacă iau peste 8 e perfect, dacă nu și pe la 7-7.50. Încă sunt... aproape sigur că intru la facultate fără nicio problemă. Așa că îmi permis să stau puțin mai chill și să și filmez. O să încerc să pun două clipuri pe zi, pentru că... inactivitatea mea cam distrus canalul, să fiu sincer. Foarte mulți dintre voi... De fapt, nu că foarte mulți dintre voi, foarte mulți subscriberi și oamenii care se uitau înainte au devenit inactivi și cred că asta e cauza, pentru că, hei, la cine preferi să te uiți? Preferi să te uiți la... Hai să luăm un caz concret. Preferi să te uiți la Hexit, la Snake, care pune un episod din seria de Hexit la câteva zile sau la săptămână, când are momente când nu filmează, sau preferi să te uiți la, nu știu, hai să zicem că Snake îți place mai mult, totuși. Dau și absurd, sau este un tip care, să zicem, care are mai puțin subscriber, dar nu dau exemplu concret aici, să zicem că un tip care are mai puțin subscriber, dar frate, nu știu, are timp și face și pune Hexit o dată la două zile sau chiar o dată pe zi și ți-ți place foarte mult seria de Hexit și vrei să vezi seria de Hexit, la cine te duci? Păi, începi să te uiți și la Snake, te uiți și la tipul ăla cu mai puțin subscriber care postează mai des și decât să aștepți să ajungă Snake la episodul
Stai, episodul numărul 8. Să ajungă Snake la episodul 10 decât să aștepți 2 săptămâni să ajungă Snake la episodul 10. Mai bine te uiți la tipul ăla care face mai des și postează în general mai des. Plus că poate ție nu-ți place seria de Hexy și îți place seria de Underground Survival, zic și eu. Și aia o pune tot așa rar. Așa că te duci la un tip care, dacă el postează mai des, vine mai des seria la care te uiți tu. Mă rog, cam așa e logica. Cel puțin asta cred eu că e de vină, pentru că altceva nu știu. Da, e vina mea. O să încerc să postez mai des și după ce o să termin cu bacul și cu înscrierea la facultate, o să încep să postez cum postam înainte și toate bune și frumoase. Bun. Și eventual o să cumpăr și un webcam și să fac și facecam pentru voi, pentru că mă înnebuniți. Așa că așteptați încă o lună, că deja mă stresați, că da, știu, am trecut de 50.000 de abonați și am trecut de 50.000 de abonați și am zis că în jurul la 50.000 de abonați fac facecam, dar eu când am zis asta, mă așteptam să fac 50.000 de abonați pe la jumătate verii, nici de cum la mama dracu în primăvară. Cam așa stăm. Așa că cum necum o să fac și facecam până la urmă, eventual, și o să-mi văd și de treabă. Ok, episodul ăsta mai mult mă plimb, dar cred că ar fi trebuit să spun și chestiile astea și într-o serie în care știu că se uită lumea și seria de Hexit este cam cea mai vizionată. Da, și am început din nou mai multe serii, da, știu că iar am început multe serii, dar de tot o să mă țin de ele, pentru că vreau diversitate, adică vreau să am așa de multe serii, încât să nu mă plictisesc de o anumită serie și să nu mai postez, că nu mai am chef. Cam asta e logica. Și eu zic că merge destul de bine. Oh, shit. Ah. Stupizenie. Nimic interesant pe aici. Ceva chesturi, nimic. Cred că am venit degeaba. Pare că da. O fi ceva pe sus, nu știu. Mă, arată frumos și toate cele, dar nu văd ce aș putea luta. Ok. Mai mă uit pe aici, nimic. Am plecat. Mă duc la corabie și după aia mă duc să văd ce e tărâmul ăla. Ioi! Așa. Mi-era să nu mă lovesc de ceva de pe acolo. Dar chiar, nu există dungeon-uri și sub apă, că nu m-am uitat niciodată. Dar cred că vedeam și eu până acum, dar totuși e cam aiure, adică sunt atâtea dungeon-uri. Am văzut acum dungeon-uri și în aer, dungeon-uri în pământ. Și dungeon-uri în apă să nu existe. Trebuie să caut un pickaxe. Deci pe aici se intră. Pirate, destul de fancy pentru un pirat să aibă armură de iron. Cel mult de piele mă așteptam, sincer. Wow, dar o să fie ceva pe aici. Nu glumă. Opa, stați așa că nu e bine. Oh, shit! Mamă, dar ce sunete scoate. Scoți. Ai de capul meu. Cu ce dracu aruncă ăla? Cu un fel de mini bombe. Cu pistolul trage. Uai. Acum am realizat că e și pistol în jocul ăsta și mamă, dă ceva de mici, nu zic nu. Nu mă vedeți, mă, și să veniți și voi. Că n-am chef să vin eu după voi să mă bat cu voi acolo. Oh, shit! Poate ar trebui totuși să aștept să mi se facă HP-ul complet. Damn! Fuck! Mori, mă. Ok. Pirate Gunner. Oh, mamă, dacă mai pleznește una, sunt mort. Ok. Ok. Tipii aia vorbesc de floricele și chestii.
Și între timp eu caut un nenorocit dark. Frate, n-am un arc, mă? Aba, uite, am. Dai de căcat. Săgeți așa și avea, dacă e să le luăm pe toate. Da, pe dracu arc. Am arcul ăsta. Și atât? Serios, atât? Asta e tot arcul pe care l-am eu. A, Doamne. Mă rog, hai să punem ce avem de pus. Așa, pe astea le ținem aici. Ăla e tip care trage cu chestii și de asta vreau să mă feresc. De fapt, pe ăla vreau să-l pic primul. M-am mers să mă duc fix în ce a tras el. Să trești. Aoleo. Ce iubesc pe tipii ăștia care țin așa. Oh, ia altul cu pistol. Ah, heal. Doamne ajută că healerul a venit abia acum. Și Doamne ajută că healerul... Nu pe ăla. Am plecat. Aici m-am mâncat în... Trebuie să scap de healer dacă vreau să fac ceva. Pentru că vă dați seama că o să vină Batman ăsta. Și o să-l healerească și pe ăsta. Sau nu, n-o să vină aparent. Oh shit, oh shit. A dropat un melon. Vă dați seama cât de rasist ar fi să fie ăștia negri și să dropeze meloni? Holy fuck. Mamă, cât de aiurea e să vezi decât așa pistolul ieșind cu o mână. Dintr-o mână așa, gen după perete. Aici chiar nu vreau să mor, dar o să mai stau ceva dacă nu vreau să mor. Pentru că trebuie să văd cum gestionez loviturile, că dacă mai mă duc eu ca Batman mult, o să cam mor. Shit. Uite și tu cum își ia ăsta heal, frate. Trebuie neapărat să scap de healer și să nu mai iau. Aia, sunt mort dacă nu fac ceva. N-a tras în mine, bun. Perfect. Nu cred că mai mă nimerește acum. Nu mai bine. Mă rog, nu e bine că... Mă chinui atâta și parcă și presim că nu găsesc nimic aici, dar nu contează, sincer. În momentul de față... Mai important e să... Ajung înăuntru. Te rog, spune că pot intra și pe partea asta, că nu pot intra eu urât. Aș sta să fac intrare, dar nu vrea... Mă rog, hai că facem așa un cerc în jurul ăsteia și mai mult ca sigur îmi revine HP-ul. Oi, trebuia să fi tras cu arcul. Am nevoie de un arc, neapărat. Și de unul bun. Și nu-mi dau seama, încă nu-mi dau seama ce chestia. Sper să nu fie o insuliță din aia de slime chestii, pentru că ne pare cam mare și cam ciudată pentru așa ceva. Dar totuși... Îmi plac tunurile făcute de așa, de mă rog, improvizate. Mă rog, încă nu... Aparent, încă nu mi-am refăcut-o HP-ul. Shit! Aici ar trebui să dau eu trollul cea de genul. Tot eu mi-am luat troll. T-a făcut de grijanie. Da, ăla-i, mă. Am omorât tipul care dătea heal. Nu. De acum ce mai faceți? Ia și fă-mi tu ceva. Da, du-te. Ma, ce troll. Bun. Ioi, no. Mamă lor de pirați. Ah, ok, dar nu mai e nimeni care să tragă? Niciun tip cu pistol și îmi place cum ăsta se bate cu mine și ăsta nu face nimic, efectiv. Ăsta e un ninja lău, mă. Îl vezi, el are cuțitași. Știi, ăștia cu armuri de zale parcă ar fi mai logici. Și deja am level 30, aș putea să-mi fac un enchant. Aș putea să fac un super arc și să-mi pun un super enchant pe el. Și cred că asta o să și fac următorul lucru. Să văd ce am nevoie să craftez un super arc.
nu știu, și putea să-mi fac unul din ăla, gen legi, alegia, bă, nu știu cum, ăla pare că ăla care îi trage cu două. Sau habar n-am, nu parcă nu aș face pe ăla, deși ar fi bun pentru AOE. Aș putea să am două, să am un legia, bă, de ăla care trage cu două și încă un tip, încă unul gen de diamant sau nu știu, care să tragă super tare și să pun un super enchant pe el. Gen să pun pe amândouă super enchanturi. Bun, și de aici ar trebui să... Oh, shit. Aici ar trebui să am grijă. Holy fuck, nigga. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh. Știi, pirați și aur, parcă tot și așa are mai multă logică decât Iron. Are o sabie de piatră cumva și un pistol. De fapt, da, dacă stai și te gândești, da, în general, dacă ai pistol, ai și un cuțit așa stea, aper, dar nu folosești sabia dacă ai pistol, nu? Da, mi-e dau și ăștia o țintă, cred că mă ratează și dă-n fața lui. Și dacă nu o mișcam, poate mă rata. Wow! Bine că mi-a dat foarte puțin timp. Am luat ceva, iar un ceva, esențe de-astea... Holy fuck! Oh! Ah. Știi, aș putea să mă duc aici și gen să dau și să am grijă să nu iasă. Shit! La asta nu mă așteptam. Mi-am luat-o. Sunt mort. Sunt mort. Mamă, nu l-am văzut pe ăla care m-a dat în spate. Fuck, man! Fuck! Ai, 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 ai. Nu știu ce-mi pare mai rău. De timpul pierdut sau de levelul pierdut. Oricum, bine măcar că au dropat ăștia ceva bărcuță și am putut să ajung mai repede aici. N-a trebuit să aștept atâta. Doamne. Ah, fă. Asta e, când ești prost, ești prost. Wow! Iai. Trebuie să am grijă unde bubuie ăștia. Și gen, mi se pare genial că ăștia dispar acum. Știi, și nu-i mai găsești așa și sunt ceva de genul... Oh, Doamne, ah, hai că sunt ceva chesturi pe aici. Asta iau. Asta iau, iau. Hai să iau și ușa. Cine știe când avem nevoie. Cookie-urile o să le las. Asta cred că ar fi bună. Da. De ce nu? Sigur. Dar normal. Bun. Asta e mai mult ca bun. Ah, Doamne, ce mă panicase încă nu-l mai găseam. De ce nu mai era nimic în el? În fine, asta iau. Nu știu ce e cu astea, dar arată ciudat. Mere o să iau. De fapt, stai, iau și pâinicile, pentru că tot am un inventar. Iau și asta. Da, am zis că iau și pe asta. Ba, și pâinicile din nou. Astea lasă-le acolo. No, bun, asta e tot. Pentru atât m-am chinuit eu atât. Hai că văd că mai e ceva pe aici. Oi, bă. Mi-am cam luat. Apa. Mi-am cam luat apa. Shit. Nu mă așteptam să aibă boss. Ai să mor. Tu ăsta e de la del. De nu face nimic și trebuie să dai în el ca dobitoc. Oi. Mi se sparge sabia până alba pe ăsta. Ce căcat s-a multi... Ce căcat s-a dus. S-a teleportat. Ok, Iron Bow. Asta o iau. Iau, perfect, deci nu mai e bine. Deci a fost chiar super. Wow, deci e foarte șmecher cu chestiuțele astea.
Golden Bow. Sunt curios care oficial mai... O, oh, pastele iau, pastele iau. Iau Projectile Protection sau Fire Protection. Special Perk, Explosive Resistant, Weakness, Water Damage. Cred că așa e binișor. Să-l caut pe ăla. Hai că-l mai caut o leacă. Bun. Nu o să regret că am venit aici. Pare că a dispărut capitanul. Ar fi fost o luptă bună. Uite, unde încă ca s-a dus. Mama lui. Hai să mă uși pe-n față, oleacă. Mă, poate ești ceva și acolo, adică... Mă gândesc că n-ar pune o scară degeaba până sus, nu? Sper și eu acum. Deși nu știu ce, dar am dubii. Poate e pusă doar așa de stil și acolo genul să găsești un mare nimic. Sau poate o să găsești un chest cu ceva item super OP. Sau o să găsești un mare nimic, cum am mai zis. M-aș arunca direct în apă, dar vreau să încerc ceva. Long shot, perfect. Nu mai aveam un hookshot pe undeva. Pare nu mai am. Ah, perfect, ba da, mama. Doamne ajută. Perfect, uai. N-o fi ca spider hook-ul ăla pe care l-aveam eu, dar ăsta e bun. Perfect. Da. Clar nu e la fel de bun ca alalt. Na, sunt curios. Nimu a tras. Ioi, cât de epic. Na, doi aveți. Te pui mei pe unde a apărut, mă? Doamne. Bă, la asta nu mă așteptam. Și aparent dintr-o dată are și putere. Se multiplică băiatul. O, fii atent că dacă se teleportează lângă mine și mai fute una, sunt mort. Nu cred eu că vine la mine. Dar... Mă, eu am ceva arc. Pe care trebuie să-l folosesc? Îl folosesc pe ăsta. N-am săgețile puse în inventar. Dar normal. De ce le-aș avea? Și bineînțeles că sunt puse... A, uite-l încă acolo. Bineînțeles că sunt puse în ăsta galben. Pentru că, din nou, de ce le-aș ține și eu într-un inventar normal? Nu e ca și cum aș avea nevoie de SG sau, sau ceva. Oare pot să-l pic de aici? 10 damage, nu e rău. 11. 7. Ok, asta e în apă după mine sau? Da, e în apă după mine. What the fuck? Acum sunt 3. Da, dacă gen îi atac pe toți 3, tot dă damage. Ah, dar nu e bine dacă e în apă. Dacă e în apă, să vezi ce o să mă duc eu la fund după itemul pe care o să-l dropeze în mama lui. Bun. Poate ar trebui să mă duc sus, dar n-am pălbat mai ușor, că nu mai are ce să-mi facă. Adică mai are ce să-mi facă. Cât dau? Dau 7... 7... 13... 9... Bad în arc. Mult mai bine. Ăsta cumva începe să regenereze?
Fiecare are viața lui. Oh, God. Oleu, doamne. Încep să mă bat singur, ești nebun. Oh, shit, nu mai am de-astea. Sută și ceva damage, hai că e bine. 101. Cam nasol în apă, că nu prea pot să pic critice. Și când zic că nu prea pot, chiar n-am cum, că ar trebui să fiu gen în săritură. No, 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 no. Hai că mai are decât 60 ceva HP. Câteva hituri și ar trebui să fie mort. Mamă, ești de mult și mi-a făcut praf sabia. Dacă nu-mi dă sabie foarte OP, moftec. A murit. Și bineînțeles că s-a dus la mama dracu, uite, mă. Pare a fi o sabie. Da, e sabia aia pe care avea el. Perfect. Hai că nu mor. Ajung la suprafață la timp? Da, am ajuns la timp. Să mor tu care un dagger, nenorocit. Ce căcat să fac eu cu daggerul? Cu degărul invisibility. E tot de căcat. Ok. Da. Oricum, cam asta a fost tot. Oh, shit. Pentru episodul ăsta am fost pe corabia piraților. Bun, nu, am plecat. Ai. Mă duc pe paia micuță să văd ce-i pe acolo. Cum ziceam, cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Până la viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă se strâng mai multe like-uri, o să fac și eu mai multe episoade, logic. Și sper să aveți parte de zi bună și până la viitoare, bye bye.